revine plăcuta misiune din partea Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Universitatea Craiova să vă anunț că începând de astăzi, antrenorul principal al echipei noastre de fotbal va fi domnul Gabi Balint. Nu este o prezență întâmplătoare aici. S-a ajuns la această concluzie prin mai multe negocieri. Să nu credeți că au fost pertractări timp de săptămâni, dar noi am fost foarte mulțumiți în urma negocierilor cu domnul Balint că a acceptat să vină antrenorul principal la echipa noastră. Știm că poate fi perceput de un anume ca stelist. Asta e o, cum să spun, o cutumă. Domnul Balint, la ora actuală, este antrenor profesionist și nu mai are legături emoționale cu clubul la care a jucat. Și să vă mai spun un amănunt pe care puțin îl știu, domnul Balint și l-a reamintit, e vorba de acum 30 și ceva de ani, când am fost în negocieri cu clubul Gloria Bistrița, club de la care a plecat la Steaua, să-l transferăm la noi. Negocierile au fost foarte avansate, tratativele, însă clubul Steaua, care pe vremea aceea era condus de fiul președintelui, a avut întâietate și mi l-a luat. Mi-a părut rău atunci că nu l-am putut avea componenta al locului Universitatea Craiova, dar ne consolăm acum cu faptul că a venit antrenor principal acum și cu care sperăm să... Nu sperăm, chiar suntem siguri că vom accede pe prima scenă a fotbalului românesc. Atâta vreau să vă spun. În primul rând, bună seara, mă bucur să vă revăd. Sper să ne revedem la finalul campionatului, când vom promova. Țin să-i mulțumesc în mod deosebit lui Ovidiu pentru tot ce a făcut pentru noi. A preluat echipa într-un moment foarte complicat, când echipa nu câștigase niciun meci. Ne-a adus pe locul 2. Zic eu că a făcut o treabă destul de bună sau foarte bună, însă rezultatele au fost în ultimul timp cele care au fost. Mă bucur că Gabi este alături de noi. Practic eu un pariu personal, de când lucrează cu mine la Digi am văzut că a început să învețe câte ceva de fotbal, de tactică, de tehnică. Și sper ca împreună să ducem universitatea în prima scenă. Din nou, acolo unde am fost și să facem o figură frumoasă împreună. Îl cunosc pe Gabi de foarte mult timp. Am jucat împreună la Steaua 2 ani de zile, dacă nu m-aș am luat un campionat și o cupă împreună. Mi-a fost un foarte bun coleg de echipă, nu numai mie, ci și cu ceilalți foști colegi de la Steaua. A avut o relație foarte bună. Ne știm de la echipa națională. Am fost împreună atâta timp și la echipa națională. După aceea ne-am întâlnit în Spania, el la Burgos, eu la Logrones. Ne vizitam. S-a marcat în primul meci. Dar am câștigat cu 2-1. Ce era? Da. Așa am câștigat cu... Era etapa a doua, dacă nu mă înțeleg. Am câștigat cu 2-1 și îi urez bun venit. Și sunt convins că împreună vom face o treabă bună. Nu trebuie să uităm pe Ovidiu și pe Cornel Papură. Au lucrat foarte bine la noi. Sunt doi antrenori, în opinia mea, foarte, foarte buni. Iar eu am avut cu ei o relație foarte bună și nu trebuie uita ce au făcut ei bun pentru echipa noastră.
Mă bucur că e Gabi cu noi, ne-am întâlnit săptămâna trecută la București. Vreau să vă spun că mi-a plăcut un lucru foarte mult, mi-a spus că e foame de performanță, că vrea să facă lucruri pozitive la Craiova. Eu cred că are pe mână o echipă foarte bună, cu jucători foarte, foarte buni, ceea ce v-am promis la începutul campionatului. Ați văzut că încet, încet s-a devenit, că vom aduce jucători din ce în ce mai buni, ca să încercăm să facem performanță, că de-aia ne-am înhămat la acest drum. Și nu rămâne altceva decât să vi-l prezint pe Gabi. Am onoarea să-i ofer acest tricou. Sperăm să fie. Sperăm să fie cu numărul 1. Și mulțumim în același timp că a acceptat această propunere. Da, a stat normal să pune așa, nu? Așa, Găbiță. Știi tu că la Burgos așa le puneai, da. Cu hamonul. Vreau să vă salut și eu, să vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare. Să mulțumesc tuturor foștilor jucători din Craiova Maxima care sunt aici, ceea ce înseamnă că cam jumătate din rezerva de aur a Craiovei. Nu? Să-i mulțumesc lui Gica Craioveanu, domnului profesor Stroie, lui Silviu Lung și pentru faptul că mi-e antrenor asistent, pentru încrederea pe care mi-o acordă. Știu că, ca peste tot, există un grup de oameni care sunt mai sceptici, care nu cred, care se mișcă mai greu așa în opinii, însă eu sunt sigur că îi vom mulțumi pe toți și lumea se va întoarce la stadion pentru a vedea fotbal bun și a avea rezultate bune așa cum erau odată obișnuiți. E un proiect foarte frumos aici, eu m-am impresionat și pentru asta am acceptat în primul rând, pentru că este un proiect serios, un proiect pe 3 ani, probabil că acum spun unii, aoleu, 3 ani stă pe capul nostru, da, să încerc să stau 3 ani, chiar îmi doresc să stau 3 ani și poate și mai mult. Am antrenat mai multe echipe și întotdeauna acolo unde am antrenat mi-am făcut treaba atâta timp cât am antrenat, mi-am făcut-o din tot sufletul și am dat tot ce am știut acolo. Am jucat și am antrenat și la Timișoara și am câștigat contra Stelei, ca să nu se mai tot spună că sunt stelii. Sigur că 9 ani petrecuți la Steaua cu atâtea cupe și campionate nu se pot uita, așa cum Silviu Lung a jucat atâția ani la Craiova și apoi a venit la Steaua sau Ungureanu, colegi de-ai mei cu care am împărțit atât de multe momente la o singură echipă și acea echipă a fost echipa națională. Eu i-am cunoscut când ei erau mari. Eu eram mic, de-abia pășisem în fotbalul românesc și la primele selecții, când m-a chemat Mircea Lucescu, atunci am cunoscut îndeaproape pe cei pe care îi știam pe de rost așa cum îi știa o țară întreagă, pentru că cam toată lumea în acea perioadă iubea Craiova. Și acolo i-am cunoscut în primul rând pe Ilie Balaci, care era, după părerea mea, în acel moment cel mai bun jucător din țară. Și pe ceilalți, pe Costică Ștefănescu, pe Donose, pe Beldeanu și Țicleanu. Cu Țicleanu am avut la echipa națională concurență, pentru că jucam pe același post la un moment dat. Și mi-a făcut plăcere pentru că mi-au rămas prieteni. Chiar și astăzi când m-am întâlnit cu ei, după atâta timp, ne-am îmbrățișat și deja am schimbat așa câteva cuvinte, amintindu-ne de anumite momente frumoase din viața noastră. Eu știu că aici este o atmosferă foarte bună de fotbal, când este și fotbal, când se joacă și merită lumea să vină la stadion. Știu că în acest moment lumea e puțin împărțită, dar eu sunt sigur că în scurt timp îi vom aduce la stadion și o să le placă și o să vadă. Pentru că lucrurile sunt serioase și o să fie din ce în ce mai bine. Eu întotdeauna am plecat cu optimist, n-am ce pierde, știu ce am de făcut, nu am timp să stau să dau explicații la foarte mulți care poate nu sunt mulțumiți sau, eu știu, au alte păreri, pentru că eu trebuie să mă concentrez pe ce am de făcut. Cu presa întotdeauna am avut o relație foarte bună, pentru că am știut să pregătim totul prin conferințe de presă sau, dacă e vorba de interviuri, prin ofițerul de presă, deci tot organizat și am răspuns întotdeauna solicitărilor. Deci eu sunt sigur că o să ne înțelegem foarte bine. Altceva nu am ce să vă spun decât să ne vedem cu bine la primul meci, la un rezultat bun și lumea se prindă din ce în ce mai multă încredere. Cine a fost prima persoană la CSU care l-a contactat? Gica? Sau? Cu Gica am vorbit, da. Și Gica și Felix. Am vorbit cu mai mulți. Domnul Andrici. Da, domnul Andrici.
Aveți un prenume de brazilian. Da. Ce faceți pe băieți să joace ca brazilieni? Să joace ca românii. Românii cei care au jucat aici înainte și au adus atâtea bucurii suporterilor olteni. Asta trebuie să se renască Ilie Balaș Grande. Știi tu prea bine ce spune Gica nu mereu. Ce știți de liga, domnule, seria? Da, am luat puțin contact. Acum o să vreau, primul meu pas este de a cunoaște echipa, jucătorii, foarte bine. Pentru asta o să urmăresc niște meciuri. Știu cam care este nivelul, știu cum se vor desfășura ostilitățile pentru a promova. Astea sunt lucruri pe care o să le, în foarte scurt timp, mă voi adapta cu tot. Pentru că mai mult au fost negocieri până acum, fără să îmi iau prea multe informații. Dar începând de astăzi, împreună cu Silviu Lung și cu ceilalți asistenți când vor veni, ne vom pune de acord. Cu ce îi veți convinge pe suporterii care sunt indecizi? Păi n-am cu ce se conving decât cu rezultatele, dar în afara rezultatului, sigur că e important jocul, pentru că aici totdeauna a fost spectacol. Și întotdeauna când e spectacol, spectacolul aduce și rezultate, asta e clar. Nu pot, e ușor să ies, să vorbesc, vai, dar cât de mult mă bucur, vai, dar cât de mult îmi place și cât de mult îmi doresc. Și... Nu, aici trebuie făcut treabă, trebuie să rezultate. Dacă vor fi rezultate, categoric oamenii vor veni la stadion. Dacă nu vor fi, categoric, Valente și-a valiza și pleacă cum o fac atâția antrenori. Dar nu mă gândesc la acest lucru, eu sunt sigur că va fi bine. Acum, la început, ce promisiune faceți? Acum, la început, nu vreau să fac nicio promisiune, decât să vorbim prin fapte, atât îmi doresc. Nu vreau să fac verbal absolut nicio promisiune. Însă le cer doar să aibă încredere. Atât. Și dacă v-ați gândit vreo secundă în momentul în care ați văzut și persoane care spun oamenii stelist? Asta cu stelistul, hai să fim serioși. Au trecut 20 ceva de ani de când jucam la Steaua. De câțiva ani buni antrenez. Am fost și antrenor echipa națională, am fost în Republica Moldova, am fost la Timișoara, la Vaslui. Se pierde această noțiune. Și să vă mai spun ceva, când eram jucător la Steaua, adică, ca să înțelegeți, niciodată n-am simțit o rivalitate mare contra Craiovei. Am simțit-o cu Dinamo, într-adevăr, și contra Rapidului, era fiind în București, acolo era o rivalitate mare, însă aici parcă veneam altfel, mental, adică simțeam alte lucruri. Deci nu... Plus că aveam foarte mulți prieteni și am rămas prieteni de la echipa națională. În fotbal mare, acum și l-ați debutat contra Craiovei? În fotbal, asta vreau să spun, pentru mine... Pasul mare pe care l-am făcut în fotbal, la 17 ani, a fost în meciul Craiova cu Gloria Bistrița, cred că sferturile Cupei României, în decembrie, începutul decembrie, la Sibiu. Am pierdut cu 2-1, jucam la Gloria Bistrița, eu am scos un penalti, Dumnezeu să-l ierte, pe Costică Ștefănescu, care mi-a fost un om atât de aproape și 5 ani la echipa națională, antrenor secund, am fost împreună cu Iordănescu și un om extraordinar. El mi-a făcut un fault, penalti, chiar și acum am... cicatricea, chiar i-am arătat-o săracu când ne-am întâlnit. Și acea amintire mi-a rămas pentru totdeauna. Am făcut un meci senzațional pe un teren noroios, cu zăpadă. Da, nu se putea juca fotbal. Cu un telauz, ia? Da. Păi pot să mă lau cu ce am făcut. Cu ce fac? Nu am cum. Și asta, după acel meci, într-adevăr, domnul profesor Struia are dreptate, a venit Neajan și mi-a spus că te vrea Craiova și te bagă la facultate, așa mi-au spus. Eu vroiam să fac facultate în perioada aceea că era. Asta că erai foarte bine pregătit. Da, da. Și, pe urmă, lucrurile s-au derulat rapid și Steaua a trimis o dubiță și am plecat în Ghenci. O să fie o problemă cu Gică să rămânem la analist în continuare? O să fie critic, da. Eu sper să fie rezultate bune, adică pentru asta muncim, pentru asta am venit și eu aici. În primul rând, primul obiectiv este promovarea, categoric, pe care să facem un plan pe o perioadă de 3 ani în care Craiova să redevină ce a fost. Gică, odată. Craiovan își dorea să mai joace un meci pentru Universitatea Craiova. Vă gândiți să-l chemați mai devreme? În ultimul meci. Nu știu dacă ți-ai făcut retragerea sau nu. Nu facem testele fizice și facem, dacă corespunde, da, mai îi discutăm. Pregătim și să-și facă retragerea. Așa, m-ar trebui cu toți care nu și-au făcut retragerea. Ar fi ceva frumos, da. Vorbeați de promovare, vă sperie faptul că presa apare sau, mă rog, sunt echipe care se întâmplă contesta dreptul? Problemele juridice nu sunt problemele mele. Eu, ce v-au spus? Da, am auzit, eu vreau să mă văd promovat, sportiv, iar apoi, dacă se va întâmpla ceva, asta nu va depinde de mine. Eu cred și sper să nu fie probleme nici de genul acesta. Ce
Și aici, dacă poate, domn profesor Stroie să ne spună, ați fost la federație și a apărut tot felul de informații în urmă de zile. Ne puteți spune ce s-a discutat acolo și comisiunea? Apărut în urma vizitei noastre la federație, vizită care a fost programată și acceptată din timp de noua conducere a federației, informațiile care au apărut nu sunt cele reale. Eu n-am făcut asemenea declarații, nu vreau să intru în conflict cu ziarul respectiv și de fapt cu niciun fel de oameni din presă nu vreau să intru în conflict. Problema este de ordin juridic și ni s-a promis că se va reglementa, se va pune în discuție și noi sperăm că se va reglementa în prima adunare generală extraordinară organizată de FRF în luna aprilie, unde nu se va discuta problema Craiovei, CSU Craiova. E o adunare generală în care se vor discuta multe probleme, multe modificări de statut, unde noua conducere a federației va prezenta viziunea și va cere acceptul adunării generale pentru modificările pe care vrea să le facă în statut și în regulamentul de organizare a activității fotbalistice. Noi credem că nu vom avea probleme din acest punct de vedere. Se va lua în discuție și acel articol care acum ar interzice CSE să promoveze? Nu, acel articol nu se referă la CSE. Nu se referă la CSE. E vorba de articolul 54, care, între altele, are o prevedere expresă că o echipă nouă înființată nu poate promova mai devreme de 3 ani. Însă și acest articol, practic, îl putem considera că s-a făcut o excepție pentru că noi ne-am, în momentul în care ne-am înființat și am ocupat locul în Liga a doua, l-am ocupat cu aprobarea adunării generale. Deci adunarea generală a consfințit prezența acestei echipe în Liga a doua. Și nu din alte motive, precum vedeți, n-au avut echipe suficiente ca să completeze locurile în Liga a doua. Că s-a ajuns de la două serii de 18 la două serii de 12. Deci lipsesc 12 echipe, deși au fost invitați cei care au avut dreptul să participe în continuare la Liga a doua, au fost invitați, dar din vari motive pe care nu le cunosc, au refuzat să participe la campionatul Ligii a doua. Deci nu s-a făcut o excepție pentru CSU. Adică partea frumoasă trebuie spusă, bănuiesc, Gabi, partea urâtă care este? Eu cred că nu există nicio parte urâtă la Craiova. La ce te referi? La faptul că am fost înjurat pentru prima oară în cariera mea? Da, asta se poate întâmpla oricărui jucător sau fost jucător. Îți dai seama că nu m-am simțit bine, pentru că eu cred că nu am făcut absolut nimic. Eu cred că am vorbit întotdeauna la superlativ de acest oraș, de acest club, nu numai în România. Știți prea bine că în Spania vorbesc aproape mereu de Craiova. Și păcat, dacă acea parte a publicului a considerat că trebuie să mă înjure, înainte, eu nu am absolut nimic de adăugat, de spus. Este treaba lor. Simțiți oarecare presiune venind la o echipă care și-a demis antrenorul fiind practic în primul loc? Presiune este la orice echipă. Eu sunt sigur că și Stânga a făcut lucruri bune aici. Dar asta e viața noastră. Și eu am plecat de la Timișoara în penultima etapă, când am pierdut practic campionatul într-o repriză, deși mai aveam obiectiv cu Paromiei și eram calificat în finală. Și apropo de asta, sincer, am lucrat cu doi oameni de care se spune că sunt dificili, domnul Iancu și domnul Porumboiu.
Nu sunt dificil, sunt oameni care cunosc fotbal, sunt oameni care, sigur, poate se, vor să se exprime mai mult și câteodată și noi antrenori avem anumite principii de care nu trecem. Dar chiar dacă am avut divergențe cu dânsii, acum am auzit vorbind despre mine și am rămas plăcut surprins că au vorbit la modul superlativ. Ambii președinți au vorbit cu cei de la Craiova și, în general, de câte ori s-au exprimat, am rămas plăcut surprins și asta înseamnă că sunt oameni de caracter și că mă apreciază și asta m-a bucurat foarte mult. Care sunt colaboratorii noastre? Deocamdată cei care sunt, care au rămas și o să urmeze să mă decid asupra unui antrenor secund. Am câteva variante, nu vă dau acum nume, dar o să mă decid. L-aș fi dorit pe Rotariu, dar Rotariu în momentul acesta nu poate. Da, el, are el acolo în Spania, nu renunță la... La jamon, la jamon și la vino tinto. Un gazios. Universitatea Craiova. Poate din vară. Ia uite, poate din vară. Gata, dacă ai scos promovăm din vară titlul care îl vrei. Mai aproape. Nu se știe niciodată. Eu am spus mereu că nu se știe niciodată ce ți oferă viața. Îți dai seama, pentru mine ar fi o plăcere imensă să mă reîntorc acasă. Dar cum a spus și Gabi, e un pic mai complicat. Pentru că am un contract și dacă nu-l respect, nu spun ce plătesc, că te sperii. Sunt câțiva jucători care ați lucrat la cei transport, Pleșan, Pleșan, Ferfele. Poftiți? Asta nu mă face să vă dau acum un răspuns asupra lotului. Trebuie să le facem o evaluare, care va fi în câteva zile. Acum ei vor veni mâine, după două zile libere. O să-i văd, o să vorbesc cu fiecare în parte, o să văd datele medicale, datele fizice și maxim, să spun, două săptămâni, eu cred că o să pot să mă pronunț asupra fiecărui jucător. Dar nu găsiți băieți prea cu minți? Păi să-i învăț prostia, de sau ce? No, eu știu să fiu, hai să nu exagerez, că nu dictator, dar știu să fiu și zbir dacă e nevoie, știu să fiu și om înțelegător. Eu sunt sigur că întotdeauna, așa cum am găsit dialog cu toți, pe unde am fost și n-am avut absolut nicio problemă, pentru că cei care greșesc, plătesc și aici nu iertăm pe nimeni, eu cred că nici aici nu. Plus că m-am interesat așa, măcar din punctul de vedere al disciplinei și am date foarte bune despre Craiova. Despre băieții de aici. Pe 3 ani. Și cât am mai rămas din 3 luni obiectiv din acest... Obiectiv promovare, da? Poftiți? Categoric. Obiectivul primordial este promovarea. După care vă vom ține la curent cu ce ne propunem în continuare. Dar până nu realizăm acest obiectiv, nu putem să vorbim de al doilea. O să văd. Asta nu e asta problema. Da, asta nu e. Da, e un hobby, dar de câte ori antrenez, nu am timp. Deci în timpul meu liber sau cât am fost specialist la Digi, sigur că aveam mult timp liber, îmi permiteam și alte lucruri. Acum nu prea e timp liber. Un joc mai ofensiv poate al echipei? Categoric, joc ofensiv, categoric, pentru că asta a fost și eu atacant și nu-mi plac jocurile închise, nu-mi place tactica defensivă, îmi place totdeauna jocul de atac. Prefer să câștig 4-3, 5-4 decât să câștig chinuit cu 1-0. Eu prefer să primești și goluri, dar să dau unul mai mult. Asta îmi place. Gică, au fost mulți pe acea listă de posibile antrenori. Da, au fost foarte multe nume, dar cum v-am spus, în final ne-am decis pentru Gabi și v-am spus de ce ne-am decis pentru Gabi, că e, cum m-a spus el, că e foame de performanță, că are nevoie de performanță, că vrea, își dorește performanță și vă spun sincer, în momentul ăsta Gabi are între mâini, nu exagerez, poate Ferrari-ul ligii secunde, ligii a doua, eu cred că ca și lot Ferrari, ce vrei să spun, Mercedes, că e gri, sau McLaren, Red Bull, dacă vrei, poftim, are Red Bull-ul lui Vettel de anul trecut, anul ăsta nu că a fost pușcăria l-altieri, dar are între mâini cea mai bună echipă, consider eu, ca și lot din a doua divizie. Nu cred că există nimeni care să aibă dubii asupra acestui lucru, sunt foști internaționali și jucători cu foarte mare experiență. Acum depinde de el. De asta spun, vezi tu, e complicat în momentul ăsta să găsești un antrenor care să se înhame la acest proiect. Și uite, Gabi a fost primul
și cel mai convins că există un proiect adevărat de viitor. Știți, de la prima dată, la prima strigare, să spunem așa, te-ar interesa și toată lumea zicea, Craiova, nu, că acolo sunt probleme, două echipe, nebunie. Dar odată ce vorbești cu oamenii și îți spun și vezi condițiile pe care ți le oferă și vezi proiectul pe care îl doresc să-l facă, eu cred că pentru orice antrenor ar trebui să aibă o mare dorință să se apuce de treaba. Asta consider. Păi bun, eu zic să nu mai... primul meci acasă, categoric victorie, trebuie să fie victorie și pe urmă restul meciului. Le știm programul, deja avem și calcule cu play-off-ul, dar astea se schimbă de la etapă la etapă, așa că e greu să... Și cel mai important, cum spunem noi antrenori, meciul care urmează, ăla e cel mai important. Pe domnul Savău l-ați avertizat? Nu. Îi luați punctele la voi? Eu prefer să le iau fără să-l avertizez. Îi spun după. Dar apropo, ați fost încă și la Târgu Mureș? Nu mai vreau să discut despre asta. Nu mai vreau să discut. Au fost și cu Târgu Mureș niște discuții și mai înainte și Târgu Mureș. Dar nu, nu are sens să discutăm. Gică, la primul meci pentru Guriță, mai mult l-ai lăudat sau mai mult l-ai criticat? A jucat foarte bine. A făcut lucruri și a adus lucruri pozitive la Hetafe Guriță. În primul rând a readus publicul la stadion, care era un lucru extraordinar de complicat. Dacă vă aduceți aminte, erau 3-4 mii de oameni la meciuri. La ultimul meci au fost 11 mii. A reușit să-l motiveze pe Marica, care e un lucru extraordinar din punctul meu de vedere. A făcut cel mai bun meci Marica în ultimele 6 luni, sau cele 6 luni de cât e la Hetafe. Și a dat 3 goluri. Nu mai dă Hetafe 3 goluri de pe vremea noastră, cred. I-a dat odată lui Barcelona 4 goluri în cupă și de atunci foarte, foarte puțin ori a reușit 3 goluri. Asta e un lucru pozitiv. Lucru negativ, că mai are mult de lucru în apărare. Eu zic că e o echipă destul de blândă în apărare. Dar va face treabă, sincer vă spun, și a fost primit cu brațele deschise. Bine, avem și o comunitate mare la Madrid, numai Coslada, cred că are vreo 17.000 de locuitori din 34 sau 35.000. Oricum e un mare lucru ca un antrenor român să antreneze în primera divizion. Asta e un exemplu și e bine, creează o emulație, ar trebui să creeze o emulație și între ceilalți antrenori să-și dorească fiecare să ajungă cât mai departe. Mircea Lucescu, nu mai vorbim, ce a făcut. Dan Petrescu. Loții Bălonii, sunt antrenori care au... Oli, antrenori români care sunt apreciați afară.